Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Cunoaștem deja trei semifinaliste din Cupa României, mai lipsește să joace și Dinamo. Astăzi, lângă noi, în platou, se află domnul Florin Prunea. Bine ați venit, mulțumim! Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație. Până ajungem la Dinamo, că inevitabil vă confundați cu acest club, aș vrea să discutăm o problemă ce a apărut în aceste zile. Vine Florin Răducioiu după ce vine un bulgar și spune că România-Spania a fost dubios. A fost dubios, domnule Prunea? A mai făcut Radu o tâmpenie, ne-a mai băgat iar în gura lumii pe toți. Da, mi-aduc aminte de meci. A fost unul din cele mai bune meciuri ale mele la echipa națională. Am dormit bine după meciul ăla, într-adevăr. Dar una peste alta era ultima partidă pentru noi. Neapuiu a schimbat foarte mult, mi-aduc aminte, a dat șansa și celor care au jucat mai puțin. Și am pierdut minutul 87-88. Nu, n-am simțit nimic, vă spun sincer. A fost o partidă, am condus noi, dacă nu mă înșel, 1-0. Sau nu, ne-a condus 1-0, a egalat Radu și au înscris ei până amor. Minutul 87 a fost o lovitură liberă din partea dreaptă și au reușit să înscrie. Păi pentru ei, într-adevăr, pentru Spania, era fost un meci de totul sau nimic. La meci-ul se calificau bulgarii. Mai mult decât atât după meci, și a fost un mic scandal acolo. M-a dus la un loc, de exemplu, eu cu Zubizarreta. Și nu acceptă să dea noroc cu mine, să ne salutăm după mese sau astea. Și mi-a adresat o jurătură în spaniolă. Ce s-a aștepta să dormiți fost, pe voi? De asta zic, nu știu ce l-a apucat pe Radu, sincer. Dar el mai are poate momente. Poate e supărat, nu știu, atunci are, a fost schimbat, are. Nu? El a fost schimbat, da. În minutul 70 și ceva, mi-aduc aminte. Și dacă nu mă șel, cred că a fost și ultimul cea la echipa națională atunci. Dacă nu mă șel. Noi veneam după două înfrângeri. Noi nu mai aveam nicio șansă. Știți cum e, în momentul în care ai două înfrângeri. Practic, majoritatea ne gândeam la concediu, la vacanță, pentru că după turneul final era perioada noastră de vacanță, de concediu.
Și a fost un meci în care, repet, și am jucat foarte mulți care n-am jucat în celelalte două meciuri. Și cum pentru noi n-am nu era simțit, miza? N-am simțit niciodată. Eu personal îți spun. Dar eu totuși, mi-aș fi dorit de mândrie, meargă, de orgoliu. Eu îți spun sincer, mi-aș fi dorit să meargă Bulgaria mai departe. Păi de ce? Deci, nu eram supărați pe bulgari? Mai aproape, te refer la meciul din 92, păi da, de la Sofia, când, pentru că avea omul european din Suedia, păi dacă și? Nu mă șer. Păi de ce să fim supărați? Noi aveam relații bune cu bulgarii, Hristo era prieten cu... Și cu noi, venea de multe ori pe la București. Eu, repet, eu aș fi vrut să câștige, să meargă mai departe Bulgaria, pentru că sunt de-aia noștri de aici, din Est, mai aproape de noi, repet, prieteni între noi. Păi vă întreb altfel, domnule Prunea, ce a avut apărarea? Că, uitați, domnul Răducioiu spune că erau spații mari, altă dată stăteam bine la faze fixe, chiar așa din relaxare să lași așa un meci? Că nu, până la urmă să respecti meseria, nu? Corect. Și erați niște nume, nu erați... Da, în momentul, în care joci cu Spania, vrei vorba de jucători de valoare, luați echipa Spaniei la vremea respectivă și o să vedeți. Sigur că și noi eram, într-adevăr, eram o echipă care veneam după 94, campionatul mondial din America, lumea aștepta foarte multe de la noi la turneul final din Franța. Dar uite, sigur, și neșansa a făcut. La meciul cu Franța am pierdut 1-0, vă țineți aminte, un gol stupid. După aceea a venit meciul cu Bulgaria, unde noi am avut un gol valabil. Dacă era tehnologia de astăzi, probabil că care ne câștigam acel. La noi nu e. Da, era, dacă, măcar dacă era gol line-ul, cu siguranță că altul era rezultatul, pentru că Dorinel, atunci vă țineți aminte, a intrat mingea foarte mult în poartă. Dar lumea s-a 0-0. Legat de faptul că... Domnule, erau niște români ce jucau prin Spania și cu, poate, nu știu, așa, emoțional, și-ar fi dorit să nu încurcați Spania. Deși vorbim de niște oameni, Dumnezeule, să mă ierte, tot respectul, niște nume la care nu mă pot gândi că ar face așa ceva nici... Eu îmi cunosc colegii mei de generație. Cu colegii mei de generație mi-am petrecut poate mai multe zile decât m-am petrecut cu familia. Și atunci nu cred, am crescut împreună cu ei și cu cei care joacă în Spania și cu ceilalți, nu cred într-o asemenea variantă. Sincer, nu știu ce l-a apucat pe Radu. Radu mai are momente din astea așa când îl ia gura pe dinainte, că noi îl cunoaștem, e fratele nostru. Și nu vă supărați pe el. N-ai cum să te superi pe Radu, că Radu este exact, nu s-a schimbat deloc, să știi. Radu este exact cum era acum 30 de ani. La fel. El când are ceva de spus spune și e foarte bine că face lucrul ăsta, dar are momente când nu-și găsește, când nu-și găsește cuvintele și mai ia așa valul câteodată. Da, eu sunt convins că acum dacă îl mai întrebați odată de acest lucru, nu o să mai zică absolut nimic. Da, dar mă gândesc că aruncă o umbră de îndoială asupra unor nume și a unor cariere importante. Adică n-ai cum să nu te deranjeze totuși puțin. Ok, a scris și toată presa atunci. Nu m-a deranjat și sunt convins că nici pe colegii mei nu m-a deranjat. Și comentam mai devreme și spuneam că parcă rețin o declarație a lui Miron Cosma. Spunea exact așa, Florin Prunea și Răducioiu erau singurii care încurcau și trebuiau cumva, dacă... ai fi vrut să faci ceva. Uite, Răducioiu a fost schimbat. Păi da, dar Radu a fost schimbat din considerente. Mi-aduc aminte de partida. El într-adevăr a alergat 75 de minute. A fost unul din jocurile... Radu a fost unul din cei mai mari fotbaliști ai României. Un atacant incredibil. El a dădea tot timpul maxim. Chiar dacă, eu știu, n-avea realizări din punct de vedere tehnic. Dar din punct de vedere, la vacanță. Dar din punct de vedere fizic, Radu dădea maxim tot timpul. De asta zic. Dar la meciul l-a schimbat. Probabil și neapoi, de rațiuni tehnico-tactice, eu știu să ținem de rezultat, nu știu ce să zic. Dar, repet, n-am simțit nicio clipă și știam. A zis eram ceva Angel titular. Iordănescu atunci? I s-a părut dânsului ceva? Nu, repet, din contră. Ne-a urecheat pentru că am făcut un turneu final slab și pentru că suporterii, pe bună dreptate, au avut așteptări mari de la noi. După America, probabil că ei așteptau să vină pasul următor. Adică și un campionat european de excepție. Sigur că este o diferență între campionatul european și un campionat mondial. Un campionat european, din punctul meu de vedere, este mult mai greu. De ce? Acolo sunt jocurile mai echilibrate. Noi am jucat, de exemplu, în 94 cu echipe care ne-au convenit stilul de joc. Columbia ne-a atacat. Okay. Argentina ne-a atacat. Toată lumea ne-a atacat pe noi. Eram outsiders. Atunci i-am prins pe contraatac. Un campionat european, de obicei, în istoria echipei naționale, echipele din Europa nu prea ne-au convenit nouă. Gen Suedia, gen Norvegia, gen echipele europene vorbesc. Am avut probleme cu ele. Dar, în schimb, tot timpul ne-am descurcat destul de bine cu echipele din Sud-America. Au aceea boemia lor, atacă, îți lasă spații, mă rog. Exact ce s-a și întâmplat în 94. Da, vreodată în cariera dumneavoastră, la echipa națională, că suntem pe acest subiect, ați simțit vreodată că ceva neregulă ori la noi, ori la alții?
jocurile care le-am jucat eu nu, dar de-a lungul istoriei sunt de notorietate rezultatele. Austria, nu mai știu, Spania parcă. Nu, în care să fi fost dumneavoastră prezent pe teren și să vedeți că se întâmplă niște extorsiuni. Nu, nu, la echipa națională, nu. Deci, niciodată. Chiar nu se pune problema. Discutăm, efectiv, a fost o conjunctură, asta spuneți. Noi eram, practic, după meciul cu Bulgaria, când nu aveam nicio șansă de că am merge mai departe din grupe, ne gândeam la vacanță majoritatea dintre noi. Chiar nu mai conta jocul. Dar a fost totuși, nu, mă gândesc că dacă vrei să faci ceva, nu faci în minutul 88. Eu știu, faci, doamne iartă-mă, mai devreme, faci prima repriză, faci un 2-0, un 3-0, dar nu faci în minutul 88 să stai până în minutul 88. Să sperăm că nu o să mai avem astfel de lucruri și astfel de discuții, să mai lăsăm loc de interpretare, pentru că vorbim totuși despre echipa națională și vorbim despre niște personalități. Da, nu, deci e foarte bine, trebuie să vorbim și indiferent de ce apar lucruri plăcute sau mai puțin plăcute, dar trebuie să le lămurim. Tu nu-ți faci decât meseria. Noi sigur că răspundem și suntem datori să răspundem când apar asemenea chestiuni. Păi apar, dar când apare te gândești mereu, n-apare din nimic. Ceva... Tu spui că unde cu fumul și cu focul, că dacă nu iese, da, fum fără foc. Nu știu. Bănuiesc că n-a fost prima dată când venea vacanța și erați cu gândul în altă parte. Nu asta este primul lucru, dar am întâlnit totuși Spania. O echipă care, păi și noi când jucam cu o echipă care nu avea nicio șansă și nouă ne ardea buza, cum spunem noi jucătorii, o călcam în picioare. O călcam în picioare. Ei au avut ocazii multe, Spania, să ne bată. Repet, a fost unul dintre cele mai bune jocuri ale mele la echipa națională. Puteau să închidă meciul mult mai repede. Dar asta este. Dar eu repet, eu aș fi vrut să meargă mai departe, spun sincer, Bulgaria. Da, foarte interesante perioade. Măcar sper să mai avem astfel de meciuri și în ziua de azi, să avem ce vorbit și să avem astfel de adversari și să mai conteze. Dar și în momentul când apar astfel de discuții, trebuie să le discutăm, că n-avem nimic de ascuns. Dacă avea ceva de ascuns, ai mai dau așa după cire și ai mai... Când ai nimic de ascuns și te uiți în ochii oamenilor, aș fi curioasă. Asta a fost istoria acelui meci. Aș fi curioasă să trecem, apropo de lucruri de ascuns, să trecem într-un subiect numit Iași. Te rog. Pentru că par foarte mulți că ascund niște treburi pe acolo și cunoașteți foarte bine personajele. Bănuiesc că știți foarte bine caracterul și al lui Andrei Cristea. Îmi pare rău pentru Andrei. I-am spus din prima zi și nu m-a ascultat. Când se zvonea că o să vrea să fie pus antrenor, i-am zis: Andrei, tu ești un băiat și un om care ai dat enorm de mult acestui oraș. Chiar dacă nu ești ieșian, dar lumea îl asimilează ca din Iași. Cum și eu la rândul meu, 5 ani și jumătate, am făcut tot ce a depins de mine ca echipa mea Poli Iași să facă maxim. Mă refer la performanțe. Și i-am spus: Andrei, tu ești al treilea golgeter al României. Tu nu poți să te retragi când dai 7 goluri și echipa are nevoie de tine. Pentru că dacă te uiți pe lotul în momentul de față al lui Poli Iași, mă uitam la ultimul meci acum de pe bancă, la antrenor. Păi cu cine să vii de pe bancă dacă nu ai cu cine? Și i-am zis: pune mâna și joacă, nu te lăsa influențat de absolut nimeni, că o să te bage la înaintare pe tine, că eu știu acolo cum este la Iași, și o să plătești tu. Să știi că nu-ți face nimeni statuie. Și eu am stat 5 ani și jumătate la Iași și am fost dat afară după un retur cu 15 meciuri fără înfrângere. Eu, Neagoe și 18 jucători. Toți jucătorii pe care eu i-am adus la Iași. Și i-am spus lui Andrei. El sigur că nu, că eu sunt extrem de iubit. Andrei, pune mâna și joacă. Pune mâna și joacă, lasă-i fiecare să-și facă treaba. Conducătorul să-și găsească antrenor. Tu trebuie să joci, pentru că eu cred că și în momentul de față eu cred că el mai poate. Sigur că văd că el l-au demis. A sunat urât, nu mi-a plăcut cum s-au comportat cu el. Revenim imediat, vă întrerup, pentru că alături de noi, prin telefon, este domnul Mugurel Cornețeanu. Bună dimineața! Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorilor noastre și invitatorilor noastre din emisiune. Salut. V-am contactat pentru că și dumneavoastră ați fost implicat acum în diverse discuții. Ce faceți, în primul rând? Cum sunteți? Când ajungi acasă și te stai într-o familie, te trebuie să te destini. A fost prea mare furtuna la Iași? Că înțelegem că a fost o ceartă. Din cele 7 luni cu atâtea probleme, neplătiți, problemele financiare care au fost în plus de campionat, cu lotul care am plecat la drum, tot ce s-a întâmplat, COVID, accidentări, nocturnă căzută,
s-a acumulat prea mult, din punctul meu de vedere. Dar este adevărat că i-ați reproșat lui Andrei Cristea ceva la un antrenament? Că ce face? Nu, tot este inventat. Nu ce să-i reproșeze lui Andrei Cristea? Nu am avut niciodată. A fost o decizie a mea pur personală în care am vrut să plec acasă. Strict era luată cu cel puțin o săptămână înainte decizia mea de a pleca. Păi doar cum, așa că... deodată ați stat în atâtea mandate și acum v-a venit... Da, nu, n-am mai... Situația era, din punctul meu, era la momentul ăsta, așa am simțit-o eu că e mai bine să plec. Dar ce se întâmplă la Iași? Ce a fost pur personală, ce se agată cu scandal cu Andrei Cristea, nu mai minciuni. Cu înjurături, cu bătări, cu tot ce a apărut, nu mai, mai minciuni. O intoxicare, din punctul meu de vedere. Da? Asta e. Păi și cine are mai... interes să facă așa ceva? Da, știu cine are interes. Vă dați seama că sunt plecat de sâmbătă de la Iași și a fost exact fix după înfrângerea Iașiului. De ce n-a apărut înainte? Păi de ce? Ne... Poate păi... ne luminați dumneavoastră. Păi nu știu, vedeți, dacă eu am plecat de acolo fără niciun fel de scandal, ne-am strâns mâinile, ne-am pupat, am plecat și după două zile, la două zile cu înfrângerea colaborată cu înfrângerea Iașiului, apare când Cornățeanu s-a înjurat, s-a bătut cu Andrei Cristea. Când vreodată să mă bat eu sau să mă înjur cu Andrei Cristea? Păi, stați că n-ar fi SF, la câte vedem pe la noi prin campionat și îl știm pe Andrei că nu este tocmai cel mai, nu știu, cald. Doamna dragă, asta ar fi fost ultima ca antrenorul principal cu antrenorul secund să se bată, să înjure pe teren în fața jucătorului. Înseamnă că nici la Liga 4, nici la Liga 5 nu cred că se întâmplă așa ceva. Da, pe la Liga 1 și la Iași. Se speculează foarte mult și s-a speculat foarte mult. E, și uitați că acum s-au întâmplat diverse lucruri, s-a lăsat și cu destituiri, s-au tăiat și din bani, până la urmă ați plecat dumneavoastră și s-a ales praful. Deci, pe fapt, era toată problema la Iași. Vă dați seama, probabil că se dorește un antrenor cu experiență care să poată să gestioneze mult mai bine lucrurile, pentru că chiar nu e deocamdată, încă mai sunt și alte jocuri de jucat în campionatul regulat, și nouă până în play-off. Atâta timp cât și alte matematice există pentru Iași, de ce să nu speri? Se pot întâmpla foarte multe în fotbal. Ați văzut că luăm cazul Piteștiului. Au legat 9 sau 10 meciuri fără înfrângere. Se poate întâmpla și la Iași, pentru că lotul nu este slab la Iași. Dacă luați că l-am analizat față de ce am început în vară, cu ce s-a mai adus pe Iană, eu spun că sunt jucători cu o anumită experiență și cu o anumită valoare de Liga 1. Eu nu cred că asta e valoarea Iașiului. Totul este ce s-a pierdut din punctul meu de vedere la acest moment, este spiritul și liderii anumiti jucători cu calitate bună și cu multă experiență ar trebui să-și asume, să iasă în față, să fie liderii adevărat din teren. Aș vrea să vă întreb altfel, domnule Mugur Cornățeanu, spuneți-mi, vă rog, cum ați colaborat cu Andrei Cristea după ce ați colaborat cu Daniel Pancu, la fel, un alt personaj destul de energic, în ideea în care noi avem o discuție după reacția lui Andrei Cristea la adresa lui Radu Petrescu. V-a șocat ipoteza sau nu, în raport ar fi consemnat că i-a aruncat acele cuvinte arbitrului? Nu știu, că este genul acum îl cunoașteți dumneavoastră? Da, doar ce am văzut că a apărut. Probabil că a fost o reacție de nervi după această înfrângere. Nu știu, că nu am văzut meciul, eram pe drum în acea, exact când se juca meciul spre Constanța. Deci nu pot să-mi dau eu cu părerea ceea ce s-a întâmplat în timpul jocului. Dar, vă spun cât am lucrat cu Andrei, a fost un om deosebit, fără jucători, fără tipete, fără niciun fel de reacție. Probabil că presiunea rezultatului și cu tot ceea ce s-a întâmplat, a avut această reacție. Asta nu pot să comentez eu prea mult. Dar, da, este la început de drum, a plecat pe meseria asta de antrenor, dar vedeți că a durat foarte scurt, este meseria foarte grea. Din punctul meu de vedere, este foarte grea. Noi vă mulțumim foarte frumos. Vă dorim succes, să vă revedem repede. Mersi frumos. Înapoi la... O emisiune plăcută în continuare. Mulțumim mult. La revedere. Ce înțelegem, domnule Prune, din ce se întâmplă la Iași? Și tot acest... Este foarte simplu. Lumea știe și eu știu, pentru că am prieteni, am rămas totuși extrem de apropiat de oraș. E păcat că cel mai frumos oraș din țară, după părerea mea, și echipa cu cei mai mulți suporteri din provincie după Universitatea Craiova, are parte... Ba da, așa este, vă spun eu.
Deci luați să vedeți Iașul după Universitatea Craiova ca și spectatori în provincie, are ceva mai bine, suport. Bine, ce-i drept, da, acolo Pare rău, dar eu am spus tot timpul și rămân la părerea că acolo e greu ca cineva din Iași să facă treabă. De aici se aproape imposibil. De ce? Acolo sunt niște legături și niște încregături de interese. N-ai nicio șansă. Nici o șansă. Toată lumea ce se întâmplă acolo. Acolo există o persoană care se cheamă Adrian Ambrozi. Ok. Băiatul ăsta, când eram eu președinte de club acolo, venea pe la mine și bătea pe la ușa așa și din să trăiți domnul președinte și ce glașpapiruri îmi dădea, să trăiți din să trăiți și ce bun sunteți și astea nu mă scutea. Ca după aceea să aflu că în momentul când ieșea de la mine din birou, era direct la primar la ușă. Domnul primar, uitați ce face ăla pe acolo, ia uitați ce. Venea la mine să ruga de mine, domn președinte, îmi permiteți, pot să merg eu cu echipa de fete cu avionul la Cluj, că avem și noi meci, puteți să ne așteați și pe noi cu biletele, că aveam sponsor Bulerul. Dar cum domnul Ambrozie, să poate? Poftiți, avion. Domn președinte, puteți face și noi antrenament pe terenul mare, că știți, uitați, m-a dus la domn primar și domn primar m-a trimis la dumneavoastră. Nicio problemă, domnul Ambrozie, poftim. Domnule, primarul Chirica l-a luat pe băiatul ăsta în training și cu mucii la nas și într-o lună l-a îmbrăcat în costum, l-a fardat și l-a pus președinte la club. Unul care n-a condus o căruță, în viața lui. El era antrenor la Navobia și o echipă de fete. Da. Era antrenor la echipa națională, a avut și el vreo două meciuri cu Suedia, 9-0 și 14-0 și a ajuns președinte de club la Liga 1. 4.000 de euro salariu, 4.000 de euro din prima zi salariu și a început, când i-ai dat putere dobitocului, ține-te după aia. Lăsați că la și ăsta este, ăsta a fost în spatele la tot ceea ce s-a întâmplat în spatele echipei. Să nu credeți că... Am vrăjbit pe toată lumea sau cum? Să nu credeți că problema aia cu Nocturna a fost întâmplătoare. Păi nu e posibil. Lumea nu știe. Seara când echipa a avut antrenament, înainte de meciul cu Viitorul, s-a întrerupt Nocturna la antrenament. A, da? Și la antrenament? La antrenament. Păi a fost un semn că e ceva neregulă. Dar nimeni din cadrul clubului sau din oamenii care sunt angrenați la această echipă n-au spus nimica. Decât Pancu săracu a zis, domne, e o problemă cu Nocturna. Ca și spus Daniel. A, de fapt, da. A doua zi, păi e posibil, a doua zi să nu știe nimeni sau au știut, dar nu i-a interesat. Păi uite cele trei puncte de la meciul cu Viitorul. Unde era Iașu acum? Pentru că... stați puțin, dar are domnul Ambrozie butonul de la Nocturna, de exemplu. Păi da, stai puțin, dar tu ești vicepreședinte de Consiliul Director pe acolo sau ce ești, dar voi nu vă interesează de echipa asta? Pe nimeni n-a interesat? Acolo e un cumul de factori și a zis bine Mugură și problemele financiare că au fost. Acum am înțeles că mai sunt probleme financiare. Au legitimat jucător care n-avea dreptul să fie legitimat și l-au ținut, e vorba de Răzvan Popa. Okay. A stat pe margine 7 luni și n-a jucat. Păi băiatul ăla, cum se joace fotbal acum? Că nu mai are ritm. Băiatul ăsta a stat 7 luni acolo, s-a antrenat. Și pentru și aducerea pentru... lui și Iașu, a semnat. Și Iașu are nevoie, în momentul de față și avea nevoie, de minim 2 fundași centrali. Sigur, Frăținescu și Mihalache sunt 2 jucători foarte buni. Eu îi cunosc foarte, am lucrat cu ei extraordinar. Dar au ajuns și ei la o vârstă în care sunt momente în care mai trebuie și odihniți. S-au făcut greșeli mari pe toate palierele. Și totul culminând cu asta, cu Andrei. Îmi pare rău și am încercat să-l fac să înțeleagă că nu e bine ce face. Că nu este pregătit pentru această meserie. Meseria antrenorului este o meserie foarte grea. Păi și el ce a spus? Din dorința de a face bine, din dorința de a face bine și eu îl știu pe Andrei că ține la oraș și la această echipă. Păi nu a ajutat mai mult cu golurile. A acceptat. Vorbeam după fiecare meci și spuneam, Andrei, mai liniștit puțin. Sigur că la început e adrenalina, într-o nouă poziție. I-am spus și acum, după joc, am văzut ce s-a întâmplat. Eu în locul lui mă duceam și cerem scuze. În primul rând, lui Radu Petrescu. Te rog să mă crezi. Mă duceam, băteam frumos la ușă. I-a spus infractorule, adică am și auzit tot. Astea se întâmplă. La zis câte tâmpenii, la câte prostii am spus și eu la viața mea. Dar du-te și bate frumos la ușă și cere scuze. Pentru că orice arbitru te înțelege și ei fac parte din fenomen. Sunt ca și jucători. Ei vin cu echipa lor. Se mai întâmplă să greșească și dacă se ducea și bătea la ușă și cerea scuze, eu sunt convins că Radu Petrescu, așa cum îl știu, ar fi acceptat scuzele. Acum, sigur, nici acum nu e târziu să-și prezinte scuzele. Sincer, după ce eu sunt în
problema delicată prin care a trecut el. Și vii tu și îmi spui cum au fost Doamne personaje ferești, care ferești. Au spus lui Colțescu, mai bine te aruncai. Mi se pare absolut grotesc. Aceste lucruri n-au... Nu grotesc, n-ai voie să spui deci așa ceva. Doar să-i fi luat mințile lui eu nu știu dacă Cristea, Andrei, Dumnezeu. Repet, nu știu dacă n-am văzut raportul arbitrului sau al observatorului, dacă păi poate Andrei a spus așa ceva. Așa ceva, Radu Petrescu? Dacă a trecut în raport. Tu a ai văzut trecut, raportul? A spus Ciprian Paraschiv că a trecut. A, păi atunci, da. Deci, problema este că el mai venea după suspendare de două etape. De asta zic că nu l-am mai recunoscut pe Andrei. Eu mi-am dorit foarte mult să-l aduc înapoi, și eu l-am adus înapoi ultima dată. Pentru că am fost convins că în jurul lui, așa cum îl cunosc eu pe Andrei, și ca om, și ca sportiv, voi clădi o echipă puternică. Și am avut dreptate, pentru că am câștigat 2 ani la rând play-out-ul, am avut participare în Europa League, unica da, participare și în Sorașul. Și Andrei a avut performanțe în fiecare an 10 goluri. Și acum eu sunt convins că Andrei, în 2-3 săptămâni, el este suspendat. Probabil că, nu știu, a fost comisie de disciplină, probabil că va mai fi iar e suspendat, el are 3-4 etape, are o lună de zile să se pună la timp cu pregătirea fizică. Și sigur să se liniștească, că nu e ușor. A fost o perioadă grea pentru el. A avut însă scandal și cu Daniel Pancu. Adică cu toată lumea Scandal. Eu am văzut că e bine că s-au împăcat. De ochii lui sau nu, dar... Eu prefer mai bine să am jucători din aceștia cu personalitate pe care să-i poți să-l controlezi. Care să vină și să-mi spună în față. Eu tot timpul am lucrat cu jucători care toată lumea spunea, băi, tu cu ăsta te strângi de gât. Niciodată. Exact, cu aceea v-ați înțeles mai bine. Cel mai bine, pentru că dialogul este cel care rezolvă aceste probleme. Dar acest dialog trebuie să fie făcut de oameni care se pricep la fotbal și care vin din fotbal. Pentru că jucătorul de fotbal este e ca un copil. Trebuie să te porți cu el, are și el problemele lui, are și el, eu știu, probleme de acasă, de familie, bai, e bolnav copilul. Sau alte probleme. Când vine la stadion, trebuie să fie calm, liniștit, ca să-și facă meseria ca lumea. Nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat ieri, când au luat o decizie, fără să fie de față președintele clubului și Andrei Cristea. Andrei era cu echipa pe teren, făcea antrenament. Da? Păi nu, e un comitet acolo. Păi dar cine a fost? V-ați uitat după poze cine a fost? Ambrozie a provocat acest cutremur aici. Ascultați-mă ce vă spun. Pentru că Ambrozie niciodată, eu am spus lui Andrei, băiatule ăsta... Niciodată nu o să te iubească pe tine, pentru că pe tine te iubește lumea și publicul. Lui ăsta e frică că vei fi președintele clubului și ei au pierdut controlul la echipă. Eu cât am fost la Iași 5 ani și jumătate, vorbeam din acest consiliu director cu domnul profesor Antohi. Un om de o probitate și un om de o calitate extraordinară. Dar în schimb n-am lăsat să se apropie de echipă pe nimeni, pentru că știam că au interese ascunse. Știam acest lucru. Și nu e posibil ca pentru ce înseamnă Andrei Cristea pentru Poli Iași să fie demis pe blat. De ce nu l-au chemat să-l asculte și pe el? Ședința a fost primarul Chirica, nu? Ambrozie și membrii Consiliului Director. Păi domne, când judeci niște oameni, nu-i chem și pe ei de față, măcar din respect. Repet, nu pentru ce înseamnă Andrei pentru Iași, sau, dar cheamă-l și ascultă, băiatule, ce probleme este acolo? Ce se întâmplă acolo? Ce e haosul ăsta? Că toată lumea știe. Normal, Iașiul trebuia să fim corect, trebuia să fie retrogradată de anul trecut. Dacă nu se schimba sistemul competițional, știți foarte bine. Lucrurile astea au răbufnit acum, dar acolo a fost un haos. Acolo se toacă niște bani, domnule Prune. Păi se toacă... Și rezultate acum, adică pe ultimul loc de atâta timp, nu mai țin minte când păi eu de asta spun. De ce nu e chemat și pe oamenii ăștia să spună și băi, ți-a avut un buget de atâta. Uite, eu v-am dat atâta primăria. Că primăria a finanțează. Înțelegem că domnul Heleșteanu a plătit cu postul. Mi se pare domnul normal. Paraschiv tăia din salariu la, pe 3 la, luni. La domnul Heleșteanu trebuie să-și asume transferurile pe care le-a făcut. Păi în această ori idee. În momentul de față, toate transferurile pe care le-a făcut Poli Iași, poate Brănescu, în rest nu confirmă niciunul. Dar aici discuția este mult mai amplă. Brănescu a dus călătorii Daniel Pancu. Da, dar din câte știu eu, Daniel Pancu sau Andrei Cristea n-au avut niciun cuvânt de spus la aducerea jucătorilor. E chiar așa. De acest lucru, din câte știu eu, de aceste lucruri, se ocupa numai și numai Toni Heleștean. Îmi pare rău, știu pe Toni. E o persoană pe care o respect, dar a făcut greșeli mari. Se mai salvează? Mari de tot. Eu sper să se salveze, îmi doresc din suflet să se salveze. Doriți? Se mai poate? La ce cu siguranță vedeți să se poate salva. Acolo? Nu, și cine ar trebui să vină? La ce se întâmplă acolo în momentul de față acum, la haosul care este, n-au nicio șansă.
Trebuie să vină cineva care să pună piciorul în prag, să dea cu pumnul masă, să strângă pe toată lumea și să poarte o discuție față în față. Toată lumea, mă refer, antrenori, jucători. Sigur că lucrul cel mai important acum este antrenorul. Să pui repede antrenor. Păi dacă ați Marian fi... Rada nu era bun ca experiență? Toată stima pentru Marian. Pentru... Este bun ca experiență, dar cred că este, în momentul de față, este o variantă bună de antrenor secund acolo. Dom'le, dacă i-ai dat 4.000 lui Ambrozie pe... și nu făcea nimica, nici măcar nu venea la servici, nici măcar nu venea pe acolo, 4.000 de euro pe lună. Dacă i-ai mai dat, nu mai știu cui, 10.000. Păi m-aș duce și ăla, e așa, domnule Prune. E liber Olăroiu, e liber Dan Petrescu. Sunt antrenori liberi, așa, e liber Bergodi. Se spune, domnule, că Bergodi e foarte scump. Păi dați-vă bani dacă vreți să vă salvați la... Mai sunt două luni. Plătiți un antrenor care să vină să pună piciorul în prag, când nu este prea târziu. Pentru că problema principală asta este. S-a negociat, sigur, cu foarte mulți antrenori. Dar mulți antrenori au refuzat pentru că au văzut ce se întâmplă acolo. Totul culminând cu acest puș. Aici a fost un puș și la adresa lui, și la adresa, mai ales la adresa lui Paraschiv. S-au răzbunat pe Paraschiv pentru că ați văzut cum spunea Ambrozie. Dom'le, trebuie să vină să dea o dare de seamă. Acum vreo 3 săptămâni, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte. Trebuie să vină în fața consiliului director să ne prezinte un raport. Toată lumea știa că acolo el este șarpele care să... Asta este problema. Aole, și suporterii că... trebuie să... Dar suporterii știu aceste lucruri, nu trebuie să le spun. Aș încheia acest subiect prin a vă întreba dacă vă mai înțelegeți cu cineva de la Iași, poate, sau mai e vreo ușă deschisă, că vă văd așa încă implicat și ați putea poate să rezolvați. Eu vorbesc, am vorbit și cu primarul, i-am mai dat așa niște sfaturi, că mai dădeam niște mesaje, mulțumesc frumos. Ascultă acest primar de sfaturi? Avizate? Eu sper că să... pare așa că e acolo... Pare... Eu sper să asculte. Dar nu se pricepe. N-are nicio legătură cu fotbalul. Dar dânsul e conștient că nu se pricepe? Eu cred că este conștient și ieșirea de ieri e o greșeală mare, iarăși. Păi, ieșirea de ieri cu mâncatul semințelor lui Cristea nu mi-a plăcut. Cristea să se lase de fotbal, să se duce să mănânce semințe în tribună. Nu-ți ești dă prestanța unui primar. Ești primarul, totuși, unui al doilea oraș al țării, un oraș cultural, oameni. Dacă v-au cei de la Cluj acum sau de cu oameni. Păi nu, dar Iași are ceva aparte, te rog să mă crezi. Am stat acolo 5 ani. Nu e problemă, că sunt moldovean, că și eu, pe și până sunt, la urmă, de la este Moldova oraș, a fost singura este un care oraș a rămas. Cu spirit, este un oraș România. Incredibil și atât de rău îmi pare că orașul ăsta... Dom'le, are atâtea simboluri frumoase, și Palatul Culturii, și Palasul, și tot ce s-a făcut în ultimii ani acolo. Dar Poli Iași face parte din patrimoniul acestui oraș. Pe acolo au trecut oameni, acolo pe stadionul ăla se juca când erau meciuri Copou, se juca cu stadionul Arhiplin. Păi nu o să iau niciodată meciul cu Hajduk Split. Nu o să iau niciodată ce atmosferă frumoasă a fost meci de Europa League. Am fost mândru că sunt președinte atunci la Iași. Și când vedeam cum tot orașul a înflorit așa deodată, două, trei zile. Și cu celebra Torsida, când a venit galeria lui Hajduk. Când au venit la Iași, toată lumea spunea, domne, o să spargă orașul, o să rup orașul. A fost atât de bine organizat acel meci și a fost un eveniment atât de frumos pentru Iași, că mi-a plăcut, m-am simțit și eu președinte adevărat. Dar din păcate, uite că acolo sunt alte interese, repet, și numai o persoană din afara Iașiului poate să rezolve aceste lucruri, care să țină pe acești profitori de parte de echipă. V-aș întreba ce interese sunt și la Dinamo, pentru că ați necăjit o mare parte din suporteri. Vă citesc doar unul dintre comentarii. Alin Adrian, ce mare dinamovist ești, domnule Prunea, atunci când echipa suferă din cauza licenței și ne chinuim să plătim din datorii, noi muritorii de rând, să ne uităm ce ai făcut în ultimul mandat și ce jucători ai adus de era să ne bagi în Liga a doua sportiv. Și ultima parte, să-ți fie rușine că mai vorbești despre Dinamo. Da, o să vorbesc despre Dinamo apropo toată viața. Apropo de această datorie... O să vorbesc despre Dinamo toată viața, pentru că am dreptul să vorbesc despre Dinamo. Am crescut la Dinamo de la 9 ani, am jucat la Dinamo peste 200 de meciuri în Liga 1. Și da, sunt dinamovist și nu trebuie să o demonstrez că îmi cer drepturile financiare. Sunt drepturile mele conform contractului și nu o să renunț la ele. Nici în acest moment delicat în care orice leuț se mai adună? Eu am vorbit, eu am spus clar, am spus Dinamo nu o să stea în licență datorită mie. Păi dacă așa gândesc toți și toți vor face așa, adică uitați domnul Contra, bine, la dumneavoastră e mai veche. La mine nu sunt probleme, dar la domnul Contra ce să fie probleme, că cere drepturile? Nu înțeleg. Sunt păi drepturile lui pentru care a muncit. Cosmin a renunțat la niște bani. A renunțat, El ar putea să-și ceară drepturile pe tot contractul. Păi dacă era un antrenor străin, credeți că scăpau așa de ușor? Nu, trebuie să-ți asumi. Eu când am plecat de la Dinamo,
Am cerut din data... Eu am plecat în iunie, nu? Iunie, sfârșit de contract. Eu în octombrie îi spuneam lui Bălănescu: băi, Bogdane, dar eu sunt neplătit. Tu ți iei salariul? El a fost singurul, Bălănescu, era singurul care își lua salariul. Și fără șomaș tehnic. A băgat echipa în șomaș tehnic două luni, dar Bălănescu își lua salariul întreg. Și îi spuneam: bă, da, vorbește cu Negoiță. Sunam pe Negoiță: domnule, eu sunt neplătit de atâtea luni. Haideți să vedem ce se întâmplă. Am încercat să vorbesc toate lunile astea cu cineva din cadrul clubului. N-am avut cu cine. Acum, când am fost sunat, repet, de cineva de la DDB, am fost de acord imediat. Haideți să ne întâlnim, să discutăm. Nu stau eu în acești bani. Putem face o reșalonare. Niciodată eu nu pot să fac rău clubului Dinamo. Înseamnă că sunt... Și de ce și lumea mă cunoaște. Mă întâlnesc cu o grămadă de dinamoviști care... Florine, ce să facem? Eu, în programul de debere, cred că am înscris sute, poate mii de oameni. Că mă sună lumea. Cum putem să ne înscriem? Cu toate că eu m-am retras din acest program, am motivele mele personale. Dar i-am spus: păi uitați, acolo trebuie să vă duceți. Foarte mulți oameni, când merg pe stradă, mă întreabă lumea: domne, DDB-ul este în momentul de față un fenomen social. Noi trebuie să spunem adevărul. Ei au ajuns într-un timp extrem de scurt, de la 2000 de membri câți erau, au ajuns jur de 14-15.000 de membri. Nu știu dacă s-a mai întâmplat undeva acest lucru. Băieții ăștia țin clubul în viață, din punct de vedere financiar. Problema sportivă, sigur că se poate discuta, e altceva. Dar cum ai spus să-l cheamă pe băiatul? Alin sau cum? Alin, da. Alin, te asigur că eu niciodată sunt nu pot să fac. Sunt foarte mulți, să știți, știu domnule Brunea, toți știu că sunt. Știu că sunt foarte mulți și știu că mi-am făcut mulți dușmani. Eu nu aveam ce să caut la Dinamo. Eu am venit la Dinamo într-un moment când ardea totul acolo, era război civil. M-am luat după Neagoie și după Dănciulescu. Dacă nu m-au zăpăcit, haide. Bă, eu n-am ce să caut aici. Aici arde, la voie, flacără. Dăduseră foc pe la hotel, pe la... Ce am căutat acolo, nu pot să înțeleg. După aceea, ce s-a întâmplat la Constanța? Eu la Constanța, când s-a întrerupt meciul, eu m-am dus acolo, pentru că mi-a fost frică că jandarmeria va interveni foarte puternic. În tribuna acolo nu erau numai suporteri noștri, erau și doamne, și doamne cu copii, pentru că era perioada de concediu de vacanță. Eu de-aia m-am dus acolo. Nu ca să vezi, doamne, să-i potolesc, să-i liniștesc pe ei. Eu m-am dus ca să-i apăr pe ei. Cine m-a pus pe mine să mă duc acolo, la fel, nu știu. Dar e felul meu de a fi. Zis, domnule, să pot să ajut. Și am... Adevărul este când mi-a zis jandarm, șeful dispozitivului: Florine, ieși afară că intervenim. Zic, domnule, vedeți că iese balangul mare și cu mine, deci vă spun de acum. Să nu cumva să începeți cu oamenii părăsești civilizat, eu o să mă ocup de evacuarea Peluzei. Și într-adevăr, suporterii au plecat. Bine, sincer, în cei de la Dinamo au intrat mai des decât peste alte galerii. Nu, dar la meciul ăla chiar nu au plecat liniștit. După aceea, sigur că am picat la mijloc în războiul ăsta al lor cu Negoiță și cu Bălănescu. Ca după aceea, că asta e viața, dacă te mănâncă, te scarpini. După aceea, cine era pe un birou pe la Bălănescu și cine mergea cu Bălănescu pe la meciuri, ei s-au împăcat și am rămas eu. S-au bălăcărit, s-au certat, sau când vedeam pe acolo, îi vedeam, ei intrau, stăteau cu Bălănescu. Păi, bă, frate, zic, ce e la ăștia aici, ce se întâmplă aici? Îmi pare rău că trebuie să spun, dar la vremea respectivă n-a fost Dinamo clubul meu. Eu altfel am conceput clubul meu, la care am crescut. Când am văzut atâta ură care se strânsese, totul culminând pe un Neagoie. Bine că nu s-a întâmplat nenorocirea. Ne ducem prea departe și aș vrea să revenim. De ce nu ați reeșalonat datoria? Păi, m-a sunat cineva? Păi nu v-a sunat? Păi m-a sunat, dar după aceea nu m-a mai sunat. Trebuia să mă sune a doua zi. Dacă v-a sunat acum? Păi cum să nu? Se pune vreodată problema ca să nu cădem la o învoială? Ok, deci încercați totuși să găsiți păi o cale. Păi dar nu trebuie să o găsesc. Cum să o găsesc eu? Nu pot să sun. Nu, împreună. Nu știu pe cine să sun. Telefonul meu este cine deschis. Cine v-a sunat și prima dată? Păi eu pot să-l sun, am rămas... I-am spus, domnul, okay. Că nu e nimic de, domnul Iuhas a fost. Este un sponsor al echipei care a fost tot timpul lângă Dinamo. Și m-a întrebat: Florina, putem discuta? Domnul Iuhas, cu mine puteți să discutați orice. Deci, domnule Iuhas, sunați-l pe domnul Prunea că se mai poate rezolva ceva. Nu am, n-am niciun fel de probleme. Dar nu pot eu să... În acest moment, ce datorii știți că, sau ce sumă știți că mai au de acoperit suporterii? Că înțelegem că din acei 800 de mii, la care oricum scăzuseră, păi da, mai este... undeva la 130 am văzut, da. De mii sau da, cât? Incredibil. Dar problema, că nu s-a așteptat nimeni. Că de problema financiară văd că merge din ce în ce mai bine. Să știi cu drepturile la zi la jucători. Dar să se ocupe puțin și de partea sportivă.
Pentru că echipa arată rău. Păi nu știu, cine este acolo? Bine, că au și, se spune, a intrat în vestiar după meci, supărați, cu viitorul. Am văzut normal? Nu, și cred, asta? Nu cred că este adevărat. L-am văzut pe Geri și a zis că nu. Nu a fost adevărat, nu cred, chiar nu cred. Este părerea mea. Acum, eu n-am fost acolo să știu ce s-a întâmplat. Dar, sincer, după rezultatul acela, îți cam venea să intri. Dar lucrurile nu merg bine. Nu merg bine în sensul că jucătorii care au fost aduși acum, ei n-aduc un plus, din păcate. Sigur, poate au și nevoie de timp, eu știu, au venit și de pregătiți, dar punctele sunt din ce în ce mai puține. Și să nu ferească Dumnezeu, să nu... Ei își fac treaba, suporterii au licența, dar să fie probleme pe partea sportivă. Păi încearcă și acolo, nu? Să se implice. Sunt și, dacă sunt într-o măsură acționari, chiar nu domnul Mulcescu, Smurdu, ar fi o soluție? Nea Gigi, să dea Dumnezeu sănătate, săracul. Să-i dea. Nu știu dacă poate să fie o soluție. Sigur că este un antrenor cu experiență, dar nu știu dacă mai are, eu știu, entuziasmul și să o ia iarăși de la început. Mai ales că a fost îndepărtat, știți foarte bine în ce condiții. Și cine ar putea, domnule Prune? Cine ar fi mai potrivit? Echipa a mers cu Gerigane. Au fost rezultate foarte bune. Eu cred că ei trebuie să strângă rândurile. A fost acest meci care se întâmplă odată la foarte mulți ani. Ce a fost cu viitorul. Plus și aici la Dinamo acum am tot față când nu sunt doi jucători, trei. Mai ales când vorbim de liderii echipei în primul rând. Pulici, Sorescu și cine a mai lipsit pe acolo, se vede. Dar un meci important este astăzi meciul de cupă, unde iau șansa. Probabil că, mă rog, anul ăsta Cupa României nu mai reprezintă nimica pentru fotbalul românesc. Vedeți și voi, cel puțin cluburile de Liga 1. Este o competiție care te antrenezi. Nu mai este Cupa României cum era pe vremuri. E o competiție care nu oferă nimic. Echipele de Liga 1. Cum că salvezi poate rușinea unui sezon? Echipele de Liga 1 vezi că joacă numai cu rezervele. Este prima dată când patru echipe de Liga 2 ajung acolo. Bravo lor că au tratat competiția cum au tratat-o, vorbesc de echipele de Liga 2. Impresionat și de Flavio Stoican? Da, Flavio s-o face o treabă extraordinară la Viitorul Târgu Jiu. Nu numai în campionat, uite și în cupă. Sigur, au început prost în campionat, dar acolo de la locul 11 până la locul 3 ați văzut ce bătălie la Liga 2. Farul locul 11 au 3 puncte până la locul 3. Cred că se va juca până în ultima clipă. Flavio, un alt nor bun. Ce poate reuși Dinamo în aceste condiții la o partidă la Călăraș? Nu va fi ușor. Călărașul este o echipă care este în bună formă, un antrenor care știe să pregătească un meci cu Dinamo. Se va juca diseară, nu? Joacă în deplasare. Cupa României este imprevizibilă. După aceea, sigur că urmează meciul cu Voluntariu, care e un meci de 6 puncte, un meci vital pentru Dinamo. Care și Voluntariu. Care și e Voluntariu. Cum e și se chinuie să... Păi Voluntariu în ultimele jocuri luați rezultatele, mai ales în deplasare. În deplasare. Egal CFR, victorie Iași, încă o victorie. Da. Voluntariu care au luat niște jucători și care, uite, sunt echipe care au luat jucători și le-au cam ieșit toate transferurile. Pitești, îți dau un exemplu. Plecând din poartă de la Grab, toate transferurile la Pitești au fost reușite. Au scos echipa, aveau 4 puncte, au scos echipa de acolo, de jos. Și nu pe mega salarii sau ceva? Da, bine, nici la Dinamo nu mai sunt mega salarii, e clar că n-ai de unde. Păi au rămas datoriile de la cele mega salarii. De ce aveți acest conflict așa de la distanță cu Mario? Cu cine? Niculescu. Cu Mario. Nu am niciun conflict cu el. Numai că mă deranjează când... Pentru că a venit acest băiat, încearcă să ajute, a mai adus un jucător, doi acolo, de vorbit vorbește frumos l-am văzut, l-am văzut așa, că l-am urmărit, îl știu de foarte mult timp. De când era pe la FC Argeș, mi-a povestit Pănescu de băiatul ăsta. Ce v-a povestit? Nu mai are sens, i-am spus odată, am văzut că vorbește frumos, la adresa mea îi mulțumesc că vorbește frumos. Dar m-a deranjat când am văzut că încearcă să răspundă așa foștilor jucători și fără argumente. Și așa cu un aer de superioritate. Și atunci eu cred că trebuia pus la punct. Și astea cu judecata, că ne dă în judecată, mai ușor că nu ne e frică. Că ne dă în judecată. Ce bun, dar judecată? Acest Mario Nicolae, cred că am greșit mai devreme puțin numele, îmi cer scuze. Este potrivit pentru Dinamo în acest moment? Nu. De ce? În momentul în care dai afară pe Dănciulescu, părerea mea că trebuie să vii cu cineva peste Dănciulescu. Și ca om, și ca persoană, și ca dinamovist, și ca orice vrei tu. Asta este părerea mea.
Și cred că această persoană nu este potrivită pentru a lucra în cadrul clubului Dinamo. Dar nu pare să se mai înghesuie nimeni să vină să lucreze în cadrul clubului Dinamo. Sau da, cine a încercat, bine, uitați, a fost îndepărtat cum? La mine, eu cât am putut, bine, noi am fost îndepărtați pentru că mai vedeam ce se întâmplă și mai vorbeam. Asta este viața. Dar să spui despre Danciu sau despre mine că nu suntem dinamoviști, e prea mult, părerea mea. Sunt prea multe probleme care trag în jos Dinamo în această perioadă, pentru că lumea discută... Dar mai trebuie să mai fie probleme, nu înțeleg. De ce probleme mai sunt la Dinamo? Păi sunt și interne, uitați, Ricardo Grigore, alți doi băieți, Gianni Crețu și Mihai, vin și fac niște glume macabre pe la hotel. Acolo sunt doi copii care n-au minte. Mă refer la, care au vrut să la Gianni și la... Îi cunosc pe amândoi. A fost o glumă. Nu înțeleg de ce așa, glumă? De aceea ați făcut vreodată dumneavoastră astfel de glume? Adică păi mai dă-i, mai făceam și noi glume, toate prostiile. Păi v-ați spus cruce vreodată? Nu, tot o glumă a fost. Nu cred eu că a fost ceva... Tot o glumă e și să desigur că aici fiind vorba de Dinamo se dă așa o amploare foarte mare. Ok, cu Ricardo Grigore se supără la fel suporterii pentru mine, pentru mine nu pot să înțeleg ce e cu băiatul ăsta. Mi-aduc aminte, înainte de meciul cu Steaua anul trecut când am câștigat 2-1, l-am adus pe Gică Mihali, i-am spus lui Dușan, zic, băi, lasă-mă să-l aduc pe Gică, nu că mă bag peste tine. Să stai de vorbă cu Ricci înainte de meciul ăsta. Și l-am adus pe Mihali la Săftica și a stat la antrenament, s-a uitat la el, a stat după aceea, înainte cu două zile, a făcut o refacere cu Ricci, l-a luat pe Ricci, a stat în saună cu el și i-a spus, l-a pregătit pentru meci. Știți cum a jucat copilul ăsta meciul ăla cu Steaua? Incredibil. Nu știu, nu pot să înțeleg ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Păi acum înțelegem că e supărat că el bani la fel. Păi dar și ce vrei să fac acum? Dar tu sau oricine, când te duci la serviciu și nu ești plătit 6 luni, ce faci? Doamne ferește. E vorba? Sigur că mulți dintre noi nu avem probleme financiare. Eu nu am probleme financiare. Slavă Domnului. Bine, dar e vorba de principiu. Nu-ți bate joc de mine. Nu mă trata, că nu-ți bate joc de mine. Și acești suporteri încearcă să direcționeze banii, îmi imaginez, spre problemele mai mari, mai stringente. Bravo, adică lor. Tu ai... Bravo lor. Dar eu repet, cu Florin Prunea se poate discuta orice. Dar nu pot eu să mă duc. Nu am cum, nu pot. Aș vrea să ascultăm o declarație a domnului Justin Ștefan, pentru că secretarul general al LPF-ului susține cumva Dinamo în tot acest demers de a ieși la liman și revenim și discutăm. Ceva? Am avut până acum mai multe întâlniri cu reprezentanții de DB. I-am asigurat de tot sprijinul nostru pentru că sunt acționari ai clubului Dinamo, chiar dacă sunt minoritari. Căutăm împreună soluții pentru Dinamo. Așteptăm să vedem cum își rezolvă discuție la nivel inter, că înțeleg că e destul de greu să dea de proprietar care e pe undeva prin Spania și sper să reușească cu ajutorul fanilor să treacă de licențierea asta în primul rând și după aia mai vedem. Toată lumea speră, domnule Prunea. Îl felicit pe Justin. Îl felicit și știu că îl preocupă, că mai mă duc așa pe la ligă să mai stăm, mai bem câte o cafea. E o persoană pe care o apreciez foarte mult. Îl susțineți dacă vine, vrea la federație? Chiar dacă nu vine din fotbal, este o persoană care vrea binele fotbalului și asta contează foarte mult. Îl susțin, știu că am vorbit de multe ori problemele de la Dinamo și eram sigur că va susține. Și e normal să susțină Dinamo, pentru că Dinamo este o echipă, nu este o echipă, Dinamo este o stare de spirit. Dinamo are milioane de suporteri. La Dinamo au crescut oameni de mare calitate. Suporterii mi-aduc aminte. Până Mihai, fostul șef al galeriei. Eu eram copil. Nu poți să lași echipa asta chiar așa în bătaia vântului. Și e bine că se implică și juridic și din toate punctele de vedere. Dinamo are nevoie de ajutor din acest punct de vedere și e bine că Liga Profesionistă se implică destul de mult și e în contact permanent cu DDB-ul. De ajutor au nevoie și arbitrii? Din Liga 1? Cu siguranță da. Cu siguranță și da. Și îi ajută scandalul între FRF, LPF? Nu este un scandal. Aici sunt interese. LPF care dorește și o să vedeți. Această dimineață am impresia că este întâlnirea la Liga. Este o adunare generală. Și bănuiesc o să se iasă cu declarație generală pentru susținerea
acestui proiect. Aici este vorba despre o entitate, Liga Profesionistă de Fotbal, care dorește varul și de către Federația Română de Fotbal, care are sub umbrelă, da? Care are CCA-ul și problema arbitrajului și care nu dorește. Din considerente financiare. Este foarte simplu. Dar eu bănuiesc în, la întâlnirea din această dimineață, cluburile vor veni și cu o soluție din punct de vedere financiar. Păi și atunci, și atunci sunt curios ce mai are de spus Burleanu. Pe cine mai jignește, în cine aruncă cu noroi? Da, credeți că au chiar toate cluburile interes pentru acest var? Păi de ce să nu aibă? Păi nu știu, că nu mai sunt lansate niște acuze, că bă, dacă vine var, unii poate nu vor mai beneficia. Tot timpul majoritatea decide. În orice entitate, și eu cred că majoritatea cluburilor de Liga 1 doresc implementarea acestui sistem. Și, repet, este normal să vină tot cluburile care apoi vor suporta niște baremuri mărite, nu este normal, în întâmpinarea... Este obligată federația să își asume... Obligatoriu, pentru că a încasat și încasează bani pentru acest lucru. De altfel, ați văzut documentul care a fost publicat, este un document care nu lasă loc de nicio interpretare. Bani pentru implementarea VAR. Bani pentru pandemie, milioane de euro, care nu s-au dus către cluburi. Se duc în salariile președintelui și a secretarului general, că nu toată lumea să știe că au salarii mari la federație. Sunt 4-5, restul sunt săraci oameni, diurnele lor foarte mari, că se bat pe deplasări, care să pleacă să prindă diurna mai mare. Și atunci unde să fie banii de vară? Exact de aceste probleme am discutat ieri cu domnul Justin Ștefan. Haideți să mai ascultăm și acum ce a avut de spus la adresa domnului Burleanu și revenim și comentăm. Mă surprinde că după 7 ani la conducerea Federației Române de Fotbal, apropo știți că domnul Burleanu a făcut un fel de MBA pe vremea în care era la Federația Română de Fotbal, adică s-a școlit la locul de muncă. Probabil transparența i-ar cere să spună când a fost la acel MBA, cine a plătit cheltuielile de deplasare, cine a plătit diurnele pentru perioada respectivă în care dânsul a fost la studii. Dacă nu-l deranjează, probabil că data viitoare vine sigur cu un răspuns. Deci știți că nu și l-a plătit singur. Îl prindem la fel și luăm declarația pe care am făcut-o eu astăzi și bucată cu bucată o analizăm. Deci, uitați că nu sunteți singurul care... Păi da, știm. Noi din lumea fotbalului știm despre... Vrem și noi să știm. Domnule, am văzut o declarație că am rămas șocat. Că Liga Profesionistă de Fotbal vrea să pună mâna pe arbitraj... Ca să-l tranzacționeze. Din informațiile pe care le are domnul Burleanu, să le tranzacționeze și a mai zis că face trafic de influență la Comisie de Gestionare ale Federației. Și ne-a lămurit domnul Justin și a spus că acele sunt... Păi vrei să spun ceva? Asta este de DNA. Deci dacă erați în locul domnului Justin Ștefan, l-ați fi reclamat? Nu, eu dacă aș fi acum procuror la DNA și aș vedea o asemenea declarație, m-aș autosesiza și l-aș chema pe băiatul ăsta. Ia vină încoace, ce ai vrut să spui? Că aici vorbim de influențare, de clasamente, de tranzacționare de arbitri. A fost o manevră securistă, o comunistă, ca să pună Batista pe țambal, a zis, doamne, trebuie să ies cu ceva. I-a jignit, iarăși, palavragii, cum l-a jignit și pe Cristi Chivu, și pe Mircea Lucescu, și pe Lupescu, și pe noi, pe toți. Și a ieșit cu bomba asta. Sunt afirmații care nu știu dacă au fost făcute vreodată în România de către cineva. Păi cum se influențeze Liga Profesionistă de Fotbal? Cine conduce Comisia Centrală de Arbitri? Cine numește președintele Comisiei Centrale de Arbitri? Cine face delegările la meciuri? Ăsta e sănătos la cap. Vine cu câte o bombă din asta așa, să abată adevărul, lumea vede adevărul, e clar. Federația Română de Fotbal nu dorește implementarea VAR. Păi de ce? Ce câștigă până la urmă? Păi cum, considerăm că trage de timp, nu? Nu trage de timp, nu dorește. Nu dorește. Pentru că, unu, orice vine de la Liga 1, propunere, comitet executiv, către Federația Română de Fotbal, în ultimii 7 ani, nu a trecut absolut nimic. Niciun proiect. Unul să treacă. Nimic. Când aude de fotbalul profesionist de Liga 1, e disperat după banii de acolo. Pentru că
La Liga a doua, ferească Dumnezeu, sunt probleme, numai eu știu, săracii președinți de cluburi, cum se descurcă. Liga a treia, fără competiție. Copiii și juniori săraci. Sunt antrenori acolo și președinți de club care fac voluntariat, să știi. Toată lumea spune, domne, fotbalul este bogat. Nu este așa. Oamenii ăia săraci nu au după ce bea apă. AJF-urile n-au competiție, nu există competiție aici. Fotbalul, practic, la nivel de la, în afară de Liga 1, de la Liga 2, Liga 3, copii și juniori și amator mai jos, nu mai există în România. Ia uitați ce zice aici Vraja Alexandru, o să trăiești toată viața cu ciuda că nu ai ajuns să lucrezi din nou la FRF. Că nu am ajuns din nou? Vă... Păi puteam să fiu la FRF dacă vreau. Am avut ofertă de la Burlan. Când asta? Când, imediat după ce a ieșit președinte. A, nu, mă gândeam că acum, după ce v-ați mai tot contrat. Nu, dar nu mă interesează momentul de față. Sunt foarte bine așa cum sunt. Deci susțineți că ar fi o soluție mai bună Justin Ștefan? Nici nu se compară. Orice soluție ar fi mai bună în afară de Burleanu. 7 ani de zile. Spuneți-mi o investiție. L-am văzut că acum în jură și, mă rog, îl înjură. Jignește fostul președinte al Federației și vorbesc ei. Ce era înainte, ce acum? Păi, Mircea Sandu te-a lăsat cu 2 centre de pregătire. Investiții. În care tu acum stai și îți faci treaba și mai încasești și bani. Cluburile știi că mai mergi și mai stau și pe acolo. Și bine fac, că sunt condiții bunicele. Cu casa fotbalului, da? Ce ai făcut tu în 7 ani de zile? Spuneți-mi o singură investiție. Una singură. Dânsul susține că Federația finanțează centrele 52 de competiții. Centrele de excelență care s-au cheltuit milioane de euro și care au fost desființate pentru că erau ilegale. Aia a fost singura investiție și o investiție pierdută. Și nu din banii lui, că n-aduce banii de acasă. Sunt banii veniți de la UEFA și de la FIFA pentru dezvoltarea fotbalului. Când credeți că vom avea VAR și închei cu această întrebare? Eu cred totuși că va fi VAR, pentru că nu poți să stai să fii tot timpul împotriva cluburilor. Trebuie să fii masochist. Părerea mea. Eu cred că vom avea ce mai curând. Și eu cred că întâlnirea de astăzi de la Ligă, membrii Ligii să vină clar cu un punct de vedere și să facă ceva, ca să-l întoarcă pe băiatul ăsta, că nu face el ce vrea de capul lui acolo, că nu e moșia lui acolo. Aici vorbim de fotbalul profesionist. Fotbalul de Liga 1. Păi ferească Dumnezeu, că ăștia ziceau că domnule vrea să desfințeze Liga. Asta ne-ar mai lipsi, să fie Liga 1 la Federație. Asta ne-ar mai trebui. O să fie foarte interesant și noi suntem nerăbdători să se rezolve această problemă. Vă mulțumim foarte frumos pentru prezența dumneavoastră alături de noi. O să vă las în încheiere cu declarațiile lui Viorel Moldovan după partida dintre Petrolul și Astra de aseară. Iar noi ne revedem mâine de la aceeași oră, 10, la o nouă ediție ProSport Live. Este diferență, fără îndoială, între nivelul Ligii a doua și nivelul Ligii întâi. Dar sunt dezamăgit, pentru că, normal, aș fi vrut mult mai mult de la băieții mei. Nu știu, parcă mi-au dat impresia, în anumite momente, că au fost destul de timizi, temători. Am lăsat inițiativa încă din prima repriză adversarului, normal, forțat și de calitatea acestuia. Ne-am apărat destul de jos. Când ai un adversar mult mai valoros în fața ta și faci și cadouri, cum am făcut noi în această seară, normal că te curentează și nu pierde timpul. Exact asta s-a întâmplat și la primul gol, și la penaltiul acordat înainte, la faza premergătoare. Și nu mai vorbesc de golul 3. Păcat că n-am reușit și noi să înscriem un gol.